E sigură, da? E sigură, Andreea, nu? Easy voice! Gata? 3, 2, 1, go! Deci am dat 186 pentru dragul lor, Andreea! De Andreea! Zice-va. Haide. Șarpi. Așa începem, eu să fac asta cu șarpenii. Stai așa sau așa? Nu. Vine să râde Iușa. Stai, trei. Să pun. Hai. Donați, băi, bun. Hai, 3, 2, 1. Hai, din nou. Hai, 3. Bucat! Mă, m-a intrat peste noi, mă, cavaș. M-a intrat peste noi, băți. Da, uite, mă, că ești închisă cu sed, așa seama că e aproape. Bun. Haide. 3, 2, 1, go. Bine v-am regăsit, vreșanilor, la un nou episod foarte, foarte special de Case Opening cu Deiușa. Hello! Bine ați venit la mine acasă, de altfel. Da, suntem aici la Deiușa de... O săptămână aproape spre capul ei, băieți, dar e ok, ok, ne simțim ca acasă. L-am înfiat, băieți, așa, nu, m-au dat afară din casa mea, ok? Astăzi ne aflăm aici pe Hell Case, după cum se poate observa. În primul și în primul rând vreau să-mi cer mii de scuze că n-am mai postat, însă mi-am luat și o mică vacanță, ne-a tras de ușa pe dreapta, aici ne-a sequestrat. Acolo, în descrierea acestui episod, o să aveți atât link de la canalul ei de Twitch, face niște stream-uri super, super bombă. Neapărat să mergeți să-i dați un follow, poate ați văzut acolo pe Instagram că am mai pus story-uri cu ea. Și de asemenea, să-i dați și un follow pe Instagram pentru că postează story-uri nebune cu Roro. Trebuie să-mi imez mai bine entuziasmul de Iușa. Domnul, am fost la muncă, nu mai sunt și okay, puțin okay. Așa, după cum se poate observa, avem $1000 aici pe site. O să deschidem foarte multe cutiuțe. Eu știu pe Iușa ca fiind o persoană foarte norocoasă. Cel puțin astea 6 zile în care am stat la ea mi-a adus numai noroc. Era să mă pierd prin, era să mă pierd prin București, dar ok. Așa, păi și în primul și în primul rând de Iușa, ceea ce le-am recomandat oamenilor ca să facem cât mai multe giveaway-uri, pentru că și ea a văzut că face destul de multe giveaway-uri pe site, dar nu știu de ce stau cu căștile pe cap, gen. Îți plac cu dechiușele, nu mai știu, dă-mi mie. Bine, hai, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați intrat aici pe Hellcase și ați folosit promocodul frumos aici la refill, aici fain frumos Andrei Vereș pentru 0.75 gratis, de asemenea 15% depozit, multe giveaway-uri, o să dăm și un cuțit de Crăciun, așa că pregătiți-vă un cuțit de $100 de Iușa, poate tragi. Tu pe dreapta. De Iusa, cu ce vrei să începem din cutiuțele astea? Ce ți-ar plăcea? Cu asta, da, asta. Asta? Asta face melter? Mamă, vrei să-i dăm un face melter de Iusa? Hai să vedem voi, Doamne ajută! Să fie bun. Hai să vedem. Ma, un prins, un kill confirm. Uite ce cuțit mișto era ăla. Da. Nu știu ce să zic. Vezi mai prost până acum. Ce ai mai vrea să deschidem de Iusa de aici? Ce ți-ar mai place? Nu mai vreau, bucată. Nu-ți place asta? Uite, Dragon Fang aici. Asta o deschidem direct, acum nu mai stăm. Hai. Hai să vedem, băi, ce ar putea să ne dea. Un Case Harden? Deci noi am dat 140 pentru... Mamă, 192 de Iușa! Parcă 140 pentru... Vezi, m-a enervat puțin. Ce vrea inima ta de Iușa? Ce vrea inima mea? Uite, te lași și pe tine să deschizi chiar, că ești aici lângă mine, uite. Știu că ești, dar mie îmi plac culorile astea. Dai acolo și dai frumos aici pe 10, deschizi 10, că noi suntem boși aici. Asta zic, let's go, hai cu like-urile alea, băieți și fete. Ce-am făcut? Și, deci ai dat practic $13 pe cap pe acolo pentru... Nimic. 5. Ma, le dăm sel aici. Era un butterfly mai sus. Ăsta, ăsta de aici? Așa, da. Bine, o să te las pe tine. Uite, o să-ți las onoarea de partea ta. Hai. Let's go. Hai de Iușa. Deci am dat 160 boys pentru mamă plorul de Iușa. Deci ăsta era 1000. 1000 era pe puțin. Ne-a dat ceva de 104. Nu e atât de rău. Vreau să te duc la cea mai scumpă cutie de pe site. Și am toată încrederea în tine că o să-mi aduci norocul. Și că ai norocul de partea ta astăzi. Hai să iau pe scuidii. Mamă. S-a adus aici squishy-ul, băieți. Care din astea două vrei să le deschidem? Asta redusă. Deci practic asta de 500 care e la 400 da. Acum. Bun. Yes. Hai de Iușa, Doamne ajută, băieți. Mamă, a apăsat cu squishy-ul, băieți. Te rog de Iușa. Mamă de Iușa. Carambitul ăla era 1000 direct. Vrei să ne băgăm un pic la upgrade cu ele? Să încercăm să facem din 200-400? Da. Momentan sunt pe nervi, nu știu cum să zic. Mamă, băieți, am început cu 1000, deja suntem cam pe minus. Uite, hai să luăm, uite, baioneta asta lor. Alege tu prima parte. Nu, vreau să te las pe tine, episodul ei. A dreapta? E sigură, da?
E sigur Andreea, nu? Vine, vine, băieți. Mamă, bate cumva de Iuța. Easy boys. Haide ca din 400 să facem 800. Aoleu. Vezi că upgrade-ul ăsta e mult mai important ca și cel pe care l-am făcut adineaori. Deci dacă a fost o dreapta, există posibilitatea să fie. Da, cred. Hai băieții, hai cu norocul la bombă. De aproape. Vrei să scrie cutiuța asta lui Jaxi? Ce zici, Cristi? Ne băgăm pe la el? Hai să vedem pe Jaxi aici, că văd că avem aici mare cutie forță. Uite, 10 deschidem. Să vedem ce ar putea să ne dea. Deci am dat $70 pentru un cuțit ceva care ne aduce Jaxi noroc. Lasă noi pentru el. 43. Vrei să încercăm double boost-ul ăsta să vedem? Măi, sunt destul de multe skin-uri frumoase, dar există și posibilitatea să ne dea skin-uri mai puțin. Uite ăsta cu roa. Bine, ăsta e cam ieșit. Dacă ne dă, îl păstrăm pentru Deiușa, că am văzut cum mai joacă și Acantara. Onoarea e de partea ta, Andreea. Dar să-mi dai pe ăla, te rog, roz. Mamă, băi, erai 15, noi am dat 100. Un cuțit. E cam jerpelit, dar măcar suntem acolo. Chinit. Vezi, scrie rast. 95. Vezi că e bine că noi am dat 98. Bine rău, Andreea. Măi, dar vrem drop-ul la bombă, frate. O să deschidem una de 450. Da. Haide, hai, Andreea. Nu mai dau eu, dă tu. Nu, nu se poate, onoare așa mare, deci de mână, onoare de partea ta. Hai, Andreea. Hai, dar, deci dacă îmi dă ceva prost. Mamă. Eu ți-am zis, băieți. Batman. 176. Eu nu mai fac la asta aici. Oh my god. Dă-mi-o pe aia cu roșu. Masamune, mașo. Ce? Uite ce, Masamune. Haide să deschidem, băieți, cutia preferată. Mă rog, cutia care i-a făcut cu ochiul de Iușei. 120 sau cât era pentru? Hai, te rog eu mult, 76, nu, ne băgăm la upgrade kill. Hai să încercăm să luăm $200. Care ți-ar, nu știu, ți-ar face așa cu ochiul? Gălbenușul. Gălboiul, bine, hai, dreapta, stânga, ce vrei? La gălbenușul. Da, asta, dreapta, bun. Hai! 34% șansă, boys! Nu! Măi, a fost dreapta, tu dreapta ai zis, nu? Da. Doar că a fost șansă micuță. Îți place numărul ăsta de la meu aici? Sigur că da. Îmi place că ea se orientează așa, mare parte după către... culori! Ea se orientează mai mult după, și după culori, dar și după, skin-urile alea mai ieftine, cutiile alea mai ieftine. Ia să vedem! Mamă, uite, ăsta e mișto! Și ăsta e mișto, carambitul aici și el... Deci 42 pentru 42. Da, vezi că aici mi-a dat ceva de 300 odată. Da? Da. Uite, deschidem două. Hai. Nu erai cu mine atunci. Wait a minute. Nu e. Hai să vedem. Deci, vezi? Era frumos ca ăla pe care tot îl vânez. 82. Vezi că e bine, profit. Cred că avem un ceva frumos, un shard aici. O să-i arătăm și Andrei, băieți, ce e la shard, dacă într-adevăr avem. Deci, practic, în momentul în care deschizi cutiuțe, ai șansa să primești skin-uri gratis, cum ar veni. Și cât deschizi mai multe cutii, cu atât primești niște skin-uri gratis acolo. Hai să vedem cât e. Băi, un skin de 13 acolo e binevenit. Ultima cutie pe care o să deschidem astăzi, băieți, este momentul în care trebuie ca Andreea să facă o magie aici, în spiritul Crăciunului și să ne aducă ceva forță. E șansa ta, Andreea. Te rog eu mult. Deci am dat 186 pentru dragul lor, Andreea! Dar vezi că e bine. Vezi că ne-a dat ceva forță. Ce? Bine, Andreea! Mamă, bate cu oameni. Bravo, băi! Deci, gândește că ne putea da ceva de 4000. Vreau să mai deschidem, în schimb, cutiuța asta, că aici sunt șanse mari să pice drop-uri bune, uite. Am emoțiuni. Haide, mă, amândoi. Bine, hai. Hai, gata? Da. 3, 2, 1, go! M-am apăsat deodată, băieți, 400 pentru grafit! No. Care e vreo 200, 300, nu știu exact cât e. Ia să vedem. 298. Hai să ne băgăm la break el, băieți. Hai că oricum ne-am scos, deci... Asta cu steagul României, uite ce zici, ți-ar place asta? Un fel de carambit acolo din Valorant, ea se joacă destul de mult Valorant, acolo în mare parte. Neapărat fală o fetiță acolo, Reina. Reina și Sage. Și Sage acolo, uite. Dreapta. Dreapta, e sigură? Tot vreau dreapta. Bine, hai. Hai. Bravo, Andreea! Bravo! Da, măi, guys! Deci dacă reușim să luăm upgrade-ul ăsta, Andreea, mă jur că ești cea mai tare, ești bun. Și de acum, acolo, toate clipurile cu ea le fac, de cum se dreapta! Tot dreapta? Da. Hai, băieți, dreapta! Oricum n-a fost nici dreapta, nici stânga, a fost jos, gen jos,
Înțelegi? Păi și cum alegeam acum în cazul ăsta? Nu prea avem cum. Ghinionul nostru mai pe scurt. Da, mă, băieți, cam ăsta a fost episodul. Eu zic că a fost un episod destul de interesant. Haideți să strângem la acest episod, nu știu, câte like-uri vrei să strângem? 500, ce zici? 2000 de like-uri, băieți, dacă mai doriți să facem episoade de genul. Mai ales că se apropie sărbătorile de an, o să urmeze și multe giveaway-uri. Și eu am fost Andrei, alături de Iusa. Vă mulțumim tare mult de atenția acordată. Sărbători fericite vă dorim. Andreea, într-un final, dacă ai ceva mesaj de transmis băieților, fetelor care... Îi pup, sărbători fericite și, nu știu, dacă nu mai vedem până la anul, an frumos, să fie mai bun, până mai fericit. Toate cele bune! Bye, bye! Bye! Șor! Șor, Filip! Șor, Filip!